Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Vă vorbesc astăzi despre o premieră absolută. O mașină zburătoare a încheiat prima călătorie între două aeroporturi. Mașina zburătoare se numește Aircar. Este echipată cu un motor BMW, iar creatorul său susține că poate zbura aproximativ 1000 de kilometri la o înălțime de 2500 de metri. Transformarea din mașină în aeronavă durează puțin peste 2 minute. În aer, vehiculul atinge o viteză de 170 de km pe oră. Acesta poate transporta 2 oameni cu o greutate maximă de 200 de kg și poate ateriza și decola vertical, ci are nevoie de o pistă. Prototipul acestei mașini a costat 2 milioane de dolari. Atât despre acest subiect, eu sunt Alexia Sergei, numai bine, pe curând!